căutam doctor să mă operez și să nu intrăm într-o criză de timp și de bani, un profesor de la școala generală, ce s-a gândit? Măi, să... băiatul ăsta dacă poate să scrie cu piciorul, înseamnă că poate și să deseneze. Acum 2 ani am terminat facultatea de arte București. Am început de la studii, naturi statice, până când am ajuns la uleiuri. Orice mare artist s-a lansat prin uleiuri. Cele mai mari opere de arte sunt Ulei pe pânză. Orice talent trebuie susținut și financiar. La început a fost ideea să mă susțină, să strâng fonduri pentru a mă opera. Dar nu am reușit, nu am găsit niciun medic care să cunoască cazul bolii mele. Și atunci, din banii care i-am strâns, i-am investit în artă. Am lucrări care sunt expuse spre vânzare pe internet. Vreau să plec afară, să deschid multe expoziții prin lume, să mă fac cunoscut.